doamna director militar. Bată, te-am vorbit! Eu zic să mergem sus, pe acolo. Hai, zic după aia trecem la urmă. Ușor, prin ăla i-am luat terenul modernizat cu drumul penii. Bun. Într-o bună zi. Care puteți înainte? Ne așteaptă doamna lui Domnul. Ne cu domnul Bodar să nu se mai... Nu, cred că... Cred că așa trebuie să vă relocați, că aici o să vă... O extindere făcută de încă 300 de metri pătrați, iar noi ne extindem cu, cu cata aceasta și cu circuite funcționale cu formă ordine 1706 și 914 și cu heliportul de sus pe o platformă inovativă pentru România, de mai simplă formă, dar de beton, la noi de metal, cu lift exterior în colțul clădirii care ajunge în jos în urmă. Ca și funcționalitate va fi schimbat complet cu față de acum. Consultantul... Da. Stai aici, colega. Da. Exact. Nu vă întoarceți o leacă și cu fața. Dacă aveți ceva de obiectat, vă rog să spuneți de toată toată lumea. Și personalul proiectantul are... Din Iași, are proiectantul lui din Iași? Proiectantul este din Iași și a lucrat și la Palatul Culturii. A fost dirigentul de șantier la Palatul Culturii. Iar... A fost dirigentul de șantier la Palatul Culturii. La Palatul Culturii, da. Ce m-a luat în Palatul Culturii? E profesor la Facultatea de Arhitectură. Domnul Zarnac. Și accesul nou din față este modificat. La momentul ăsta să știți că timpul nu intră din cauza înălțimii. Acum va fi modificat accesul pe riscul acesta și cu culoar să intre, să aibă acces în urmă. 3 milioane de euro, 3 milioane de euro, și plus o modo. Păi nu, trebuia să lansează licitația, dacă începe execuția anul ăsta e... Stabilită echipa de implementare, săptămâna asta și documentația pentru demararea licitației, care tot Sacin, sper săptămâna asta să fie gata. Cât timpul este mai de execuție? Va fi estimat în Caietul Sacin, dar noi ne propunem până în 2 ani, până în 2 ani, mai puțin de 2 ani, pentru că lucrările de extindere nu sunt foarte complicate, ci complicat e cu heliportul, fiindcă e... Necesită. Dar unde va fi heliportul? Aici. Pe unde sunt panourile astea stătulare. Aici va fi platforma ridicată, el va fi mai sus, nu va avea niciun obstacol. Și modern au fost la peste urmă. Păi ce vedeți o leacă de făcut? Da, sunt plan și jos. Eu am zis să facem afară. Am un set de întâlnire mai sugestiv. Am înțeles foarte bine. Ce știu. Tot am văzut că zic de așa, m-am lăsat să vorbim de, vorbim de un lucru... Mai dau ce asta. Vorbim de un lucru de, cu peste 80.000 de prezentări. Nu știu de la două da, da, da. Deci extinderea, modernizarea, refacerea dotarea, refacerea circuitelor toate, construirea heliportului și tot ce înseamnă dotarea infrastructurii. Heliportul e dau, puțin mai mult de o treime din total. Fondul european. Fondul european, da. Bun. Cine spune că nu se accesează fondul european? Domnul primar, vreau să preia puțin aici Frăilică. Uite, acolo e pediatria, UPU pediatrie modernizată. Da. Tu ai primit pe UPU fondul pentru renovare acum când s-a modernizat? Dar nu ce nu ultima de ani? Deci, practic, acum discutăm cu colegii. Deci, domnul doctor, va trebui să discutăm de întregul complex. Ne-am asociat Consiliul Local, Consiliul Județean, pentru a revisa sistematizarea întregii zone de parcare.
pentru că avem odată o cupe de rapie cu suficient de multe adresări, pe de altă parte avem o zonă de tranzit aici care e blocată complet de această parcare. Da, acolo e UPU pediatrie, practic va fi accesul către spitalul municipal, care suntem în momentul de față în reproiectare. Reproiectare pentru complementarizarea cu spitalul județean. Pe ele au plecat ca și principiul spitalul meu și spitalul lui. Și atunci noi îl facem un spital al nostru și sperăm noi că o să cheme Sfânta Maria. În momentul de față suntem în etapa de schițe și proiectări pe tot ceea ce înseamnă această zonă de parcare. Și eu zic că am optimizare care de acces către optimizări care de căi de acces, mai sunt o serie de discuții cu terenul privat acolo, dar le depășim și practic va fi investiție comună Consiliul Local, Consiliul Județean cu aport substanțial mai mare din partea Consiliului Județean și eu am încredere sărit să spun că până în noiembrie, maximum în decembrie, zona aceasta va fi finalizată. Nu să mai fie bălți, noroi, nu va mai fi parcare. Dar vedea vedem în noiembrie. Eu așa, aici nu, asumarea din noi. Ne vedem în noiembrie. Și mai ne vedem în noiembrie. Și eu zic că tot din decembrie, noiembrie-decembrie, o să vedem și cei de la Societatea de Servicii Publice cum vor lucra și în spitalul. No, Băcone, trebuie să știi că zona asta va fi sistematizată. Regularizată până la finalul acestui an. Având în vedere că punerea în funcțiunea spitalului municipal nu poate mai devreme de un an. Un an și jumătate. Așa se întâmplă. Un an și jumătate, depinde acum de lucrările de complexitate pe tot ceea ce înseamnă complementarizarea cu spitalul județean. Adică, practic, schimbăm circuitele din municipalul. Ca să fie complementarizat cu județean. Nu, cam asta era principiul. Aici era cardiologie, aveam și acolo cardiologie. Dar nu știu, există greu perceptiv. Aici avem, practic noi ne aflăm în momentul de față, aici suntem noi. Da? Aici suntem noi. Și asta va fi, asta e pediatria, cea de acolo. Și asta va fi zona de parcare. Parcări, căi de acces optimizat, elargite. Practic, momentul finalizării ne va prinde practic un circuit integrat cu tot cu spitalul municipal, da. Și practic se leagă cele trei, spitalul județean, UPU pediatrie și pavilionul municipal, cum va fi atunci. Cu tot succes! Mulțumim, am încredere că vom face și acum, sigur, cu... Acum, dacă ne monitorizează domnul Ciprodaru, în noiembrie... Nu, eu sper și aportul financiar din partea Uniunii Europene, unde aici deja vom avea doi facilitatori, exact. Să zic așa. Da. Domnul Ciudar, impresiv ca Băcăuan. Amintiri? Vă să vă spun că am făcut practică de vară ca student în acest spital. Am foarte mulți colegi în unitatea de primire a urgențelor, am fost chiar colegi de rezidențiat și nu pot spune decât că pot să-i felicit pe cei care sunt chiar implicați în sănătatea băcăuanilor și în general în sănătatea românilor. Uitați că se poate face cu o echipă care lucrează în administrație și în Parlamentul României, dar faptul că vor fi doi reprezentanți în Parlamentul European care au mare legătură cu acest oraș înseamnă un plus de garanție că aceste zone lucrurile vor lua pe direcția favorabilă. Vă pot spune că ieri proiectul meu de suflet, Spitalul Regional de Urgență Iași, cu care vom colabora de-a lungul timpului, a primit deja indicatorii tehnico-economici și intră în linie directă de finanțare pe Comisia Europeană. Și aici va fi nevoie să obținem cât mai multe fonduri nerambursabile, așa fel încât să le facem cu banii europeni. Dar oricine poate constata că în acest mandat s-au întâmplat lucruri remarcabile în sănătatea din România. În primul rând pot să vorbesc de cel mai mare buget al sănătății din istoria României. Este un buget care nu a mai fost niciodată. Al doilea rând vorbesc de condițiile de salarizare. Sunt puține țări din lumea aceasta care pot spune că salariile medicilor, și am insistat pe acest lucru, să fie mai mari decât salariile demnitarilor. Și asta arată încă o dată că avem niște politici de sănătate centrate în așa fel încât fiecare român să aibă asistența medicală de care are nevoie atunci când are nevoie și acolo unde are nevoie. Iar eforturile pe care le faceți astăzi aici sunt exact acolo unde are nevoie. Dacă toate lucrurile acestea vor fi rezolvate, nu va mai fi nevoie ca pacienții să plece spre ea, spre București. Asta înseamnă un plus de garanție pentru sănătatea lor și faptul că nu vor mai fi plimbați între spitale atunci când au o problemă de sănătate și că lucrurile se pot rezolva și aici. Haideți să vorbim și despre alte lucruri foarte, foarte clare pe care le-am făcut în acest mandat.
Vorbesc despre redeschiderea Institutului Cantacuzino. Este proiectul meu de lege, domnul senator l-a semnat și el, a trecut de Parlamentul României și sperăm că în maxim 2 ani primele vaccinuri românești să apară pe piață, pentru că uitați-vă câtă nesiguranță, câte incertitudini, câte probleme legate de epidemiile de rujeolă apar în momentul în care nu ai vaccinuri sigure, ieftine și la timp, mai presus de orice bănuială și de orice teorie a conspirației. Sunt atât cu colegii mei care lucrează în unitatea de primire a urgențelor și la terapie intensivă și la salvare și le pot spune că săptămâna aceasta a fost redepus proiectul prin care cei care lucrează în condiții grele, foarte grele, de front, să poată beneficia de o reducere a vârstei de pensionare, dacă vor, doar dacă vor, de la 55 de ani, pentru că știm ce înseamnă să ai mari probleme de sănătate și să încerci să lucrezi în niște condiții pe care mulți nu și le pot imagina. Și este și susținut și proiectul prin care plata, este tot sunt inițiator al proiectului în care se prevede ca gărzile să fie recunoscute drept vechime în muncă. Lucrurile încep să se miște. Sunt 2 milioane de români produși în programele naționale de sănătate. Ne-am zbătut ca programul național de hepatită C să fie extins și să prindem toate grupurile de pacienți pentru că avem într-adevăr o problemă legată de acest lucru. Programul național de sănătate a femeii pe care l-am inițiat este pus deja în practică. Aici vorbesc de depistarea precoce, gratuită a tuturor tipurilor de cancer care afectează femeile și în special cel de sân și cel de col uterin. Deja pe Moldova sunt alocate 10,7 milioane de euro care intră în aceste programe de sănătate. Și de ce să nu spunem că și pe programele de diabet s-au investit sume importante. Vrem să extindem acel tratament complex al copilului cu diabet în ceea ce privește acordarea de dispozitive, de pompe de insulină, în așa fel încât cei mai mulți să aibă tratament la fel ca în Europa. Esența ceea ce vă spun astăzi este că vrem să fim tratați în România, la Bacău, la Iași, la Neamț, la Suceava, la fel ca la Bruxelles, iar aceste eforturi pe care le vedeți astăzi, lucruri bune care au fost făcute de administrația locală, pe care le-am făcut și noi în Parlamentul României, să fie continuate la nivel european. Pentru că, haideți să spunem, fiecare dintre dumneavoastră merită mai mult. Da, încă o dată felicitări și sincer să fiu, sunt cel mai aprig urmăritor al Ministrului Sănătății. Toți Ministrii Sănătății au avut o mare problemă cu mine, pentru că de fiecare dată mă dai afară pe ușă, intru pe geam și până la urmă facem problemele să se rezolve. Dar trebuie să recunosc că pentru prima dată multe dintre proiectele pe care le-am avut realizate din alte mandate s-au putut concretiza. Și uitați-vă că fața sănătății începe să se schimbe în bine și sunt convins că insistând pe aceste tipuri de programe, lucrurile vor fi dezvoltate. Și astăzi vreau să fac un pact cu domnul Benea și cu colega mea. Știți că există acel mecanism de protecție civilă la nivel european pe care ar trebui să-l dezvoltăm și asta înseamnă noi facilități medicale, noi implementări de tehnologie, pentru că situațiile de criză pot apărea oriunde și oricând. Și vă garantez că Bacăul va fi unul dintre orașele care vor beneficia de acest program, pe mecanismul european de protecție civilă, în așa fel încât dacă apare o situație care nu poate fi gestionată la nivel local, o situație de criză, să poată fi rezolvată la nivel european. Da, eu câteva cuvinte. Multe lucruri le-am mai spus de-a lungul timpului. Astăzi să fotografiem foarte clar momentul în care suntem. Nu facem abstracție de momentul 26 mai, de campanie electorală, de alegerile pentru Parlamentul European. M-am obișnuit să spun peste tot că vom avea din doi europarlamentari din Bacău, unul jet pe jet, unul ca adopție. Mă refer la domnul Ciuhodaru, cel care a răspuns astăzi cu mare plăcere invitației noastre de a își aminti cu plăcere de clipele petrecute. Am stat 18 ani pe aleea parcului. Da, de clipele petrecute în jurul și în curtea spitalului și pe acoperișul spitalului. Îmi spunea că aici vedea meciurile de la Campionatul Mondial din 82 sau 86. Deci are amintiri de toate pentru toți. Important era să vadă pașii pe care îi facem în sănătate. Eu mi-amintesc cu plăcere de anul 2010, când în topul investițiilor în sănătate, Consiliul Județean Bacău era al doilea după Cluj, dar asta nu a împiedicat cu nimic guvernul Boc să taie patru de spital în județul Bacău. Mi-amintesc și acum discuția cu secretarul de stat Irimie, o discuție foarte dură, dar care nu a modificat sentința trasată de guvernul PDL la momentul respectiv de a tăia patru din spitalul Județean Bacău. Între timp s-au făcut investiții importante, se vor mai face, de la cele care vizează o regularizare și o sistematizare a accesului către UPU Pediatrie, către UPU Spitalul Județean, cu dorința
tuturor de a finaliza cât mai repede spitalul municipal. Să nu trecem cu vederea faptul că în aceste zile vor începe și lucrurile la de modernizare și consolidare la primul pavilion, obiectiv cu semnat cu Compania Națională de Investiții de aproximativ 6 milioane de euro. Să nu trecem cu vederea investiția privind secția de radioterapie, care a intrat acum în a doua etapă de extindere a bunkerului. Este o secție care și-a atins din plin obiectivele și țintele, chiar dacă a avut adversari politici la momentul inițierii în 2014. Întotdeauna sănătatea a fost o prioritate pentru Consiliul Județean și pentru Primăria Bacău și pentru Partidul Social Democrat, care a luat niște măsuri importante în salarizarea medicilor și asistenților, dar, din păcate, indicele de satisfacție a pacientului nu este încă la cotele pe care le dorim și toți trebuie să avem eforturi conjugate, de la portarul de la spital până la managerul de la spital, corp medical, corp asistenți, personal de îngrijire, toți trebuie să știm că oamenii nu vin de plăcere, ci vin din necaz la spital și raportarea la pacient, la cetățean, trebuie să fie una optimă. Altfel, toate aceste investiții făcute și prin fonduri europene, și prin fonduri naționale, și prin fonduri de la bugetul local, nu își vor atinge țintele. Vedeți că toată lumea acum vorbește despre sănătate cu litere de aur, dar eforturile concrete vin din această zonă pe care noi o reprezentăm. Îmi doresc ca și eu și Tudor Ciuhodaru să după 1 iunie să fim în Parlamentul European și să susținem toate proiectele importante ale Moldovei și al județului Bacău, pentru că de-a lungul timpului am constatat că nimeni n-a avut grijă a Moldovei și atunci vom încerca împreună să demarle proiecte care au nevoie de decizie politică la Bruxelles și la București, să fim cât mai aproape. Nu fac abstracție deloc de momentul în care suntem, e campanie electorală, dar oamenii trebuie să știe că tot ce se întâmplă bine sau rău în viața lor se întâmplă datorită unor decizii sau indecizii de natură politică. Și trebuie să ne asumăm și acele decizii bune și acele momente de ezitare. Deocamdată în zona sănătății, în județul Bacău și municipiul Bacău, veștile sunt bune, chiar dacă, paradoxal, acest șantier abandonat de prin 2014 și din 2015 privind spitalul municipal creează un disconfort major tuturor. Sper să ieșim cât mai repede din această zonă de disconfort, astfel încât totul să se încheie aici, în curtea Spitalului Județean de Urgență Sfânta Maria. Și numărul de angajați a crescut în ultimii 2-3 ani de zile. Dacă în 2016 erau undeva la 110.000 pe județul Bacău, acum sunt 113.000, peste 113.000, vreo 3.700, cred că la ora asta, din care 358 sunt în domeniul sănătății, prin diversificarea și optimizarea acestor servicii, fie public, fie privat. Și suntem în plin proces, după cum vedeți, în jur. Întrebări. Deci e o acțiune electorală, nu negăm, este o invitație făcută către colegul Tudor Ciuhodaru să nu facem asta, să ne formalizăm. Am avut chiar și personal asta și probleme în ce privește comunicarea. Și ce se spune acolo, constatam cu stupoare că aici nu este așa și nu din vina ceea ce este aici, ci din cauza comunicării acolo. Și avem exemplu cel mai recent cu doamna Corina Crețu, dumneavoastră. Mă angajați că veți comunica cu presa românească, cu oamenii din România, legat de ceea ce se întâmplă acolo și că veți spune exact ce se întâmplă. Eu să știți că tot timpul am fost un bun comunicator. Pentru da, că tocmai de asta mi-am permis, urgență, de-aia mi-am și permis. Vă spun că învățăm să vorbesc cu familiile, cu pacienții, aici explicându-le. De multe ori este foarte mare lucru să știi să abordezi, iar o parte din terapie constă și în comunicarea cu pacientul, a câștiga încrederea. Eu vă spun astăzi că veți avea aceeași bună comunicare cu mine. Numărul meu de telefon este de 3 mandate pe site-ul Camerei Deputaților și oricine poate să mă sune oriunde și oricând. Iar tot ceea ce se va întâmpla în Parlamentul European, veți ști în fiecare clipă. Există Skype-uri, m-am adaptat repede și la noile tehnologii, putem vorbi oricând, puteți întreba orice și vă spun că fiecare etapă de activitate parlamentară o veți cunoaște. Pentru că văd și eu că acum spun unii după nu știu câte mandate sau 5 ani de comisar european că se puteau face alte lucruri. Știți cum am obținut centrul de traumă pentru Iași? I-am băgat pe toți în aceeași cameră, am zis că nu pot pleca acasă, eram la Secretariatul Guvernului, că plâng pacienții mei, că mă dau colegii mei afară, iar în 3 ore am avut toate avizele semnate și am intrat în
guvern pentru semnarea acestui proiect. Haideți să vedem. S-a întâmplat ieri minunea pe care o aștept de 25 de ani și nu știți câte neajunsuri și urcat în dubă când s-au desființat spitalele am avut pentru că am încercat să apăr sănătatea moldovenilor. Dar ia ca de ieri, Moldova avea primul spital regional de urgență din România și lucrurile acestea le vei ști în fiecare etapă. Vei ști și ce piedici avem, pentru că vedem că de multe ori, haide să spunem lucrurilor pe nume, că ni s-au mai dezinfectat, ni s-au mai dezafectat spitale, că ni s-au desființat institute, că au fost tot felul de piedici, tocmai pentru a nu le face concurență, dar dacă vrem, cu o echipă managerială bună, cu bani europeni, obținuți poate mai simplu, știți câte acte trebuie să semnezi la ora actuală pe un proiect european? Pe fiecare pagină. Ați văzut cum arată Polonia? O țară pusă la cheie pe fonduri europene și cât de simplificate sunt procedurile acolo. Gândiți-vă că pe fonduri europene, în Iași, în spitalul în care lucrez, Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, se fac operații în premieră la nivel mondial. Asta înseamnă că putem face, am dovedit că putem face asta și vei ști fiecare etapă pe care o facem acolo, pentru că important este să avem susținerea dumneavoastră și să știți care sunt lucrurile pe care le mai avem de făcut. Domnule doctor, dar cine vă împiedică să simplificați aceste proceduri europene? Vom merge acolo tocmai pentru a milita pentru aceste simplificări de proceduri europene. Gândiți-vă că sunt proceduri extrem de complicate și eu vorbesc de lucruri concrete, de accesare de fonduri europene, de obiective de dezvoltare și de oportunități, dacă aveți, și de simplificarea legislației. Se poate vorbi în Comisia Europeană și găsim soluțiile pentru așa ceva. Și unde s-a spus că, vezi, doamne, este complicat de accesat fonduri europene? Eu vorbesc de medicină primară. Haideți să modificăm puțin lucrurile, să vii cu fonduri sau cu proiecte prefabricate să le implementezi la nivel european și dacă tot vorbim de dublu standard în fiecare zi, haideți să implementăm acel standard european de calitate în sănătate, mai ales în regiunile vulnerabile și un mecanism de finanțare pe această zonă. Bun, întrebarea așa are și ea rostul ei. În sensul că trebuie să recunoaștem, România este unul din statele, a fost și este unul din statele care a avut cea mai stufoasă procedură de accesare a fondurilor europene. Cine a creat-o? Birocrații de la București și de la Bruxelles. Întrebarea ar fi bine de adresat doamnei Corina Crețu, că tocmai a trecut prin Bacău, da. Care a fost susținută de Partidul Social Democrat, din care noi facem parte, a fost Comisar European pentru Dezvoltare Regională și procedurile din 2014, de când a fost comisar regional, încoace nu s-au simplificat, ba pe alocuri din potrivă. Ce vom face de acum încolo rămâne de văzut. Nu știm cum va arăta viitoarea majoritate în Parlamentul European. Am văzut că unii ventilează fel de simplificări a ghidului solicitantului, probabil din 2021 încolo, că până cel care e acum nu cred că mai poate fi modificat și asta este o minciună crasă. În schimb, eu am spus un lucru peste tot pe unde am putut și vreau să intre bine în mintea fiecăruia. În regiunea Nord-Est, pe programul operațional regional, s-au decontat sume către beneficiarii privați și către beneficiarii publici, primării și consilii județene, de aproape 500 și ceva de milioane de euro, cea mai mare sumă în comparație cu celelalte regiuni din România, pe 2007-2016, de la începând cu 14 iulie 2007, data semnării la Sibiu a programului operațional regional, până pe 16 mai, de exemplu, data când s-a inaugurat Observatorul, un proiect care a absorbit banii europeni până în ultima secundă. Nu îmi place să aud fel de, și mai ales din gura chiar a unor băcăoani, chiar a unor oameni politici din Bacău, din zona Moldovei, că doar cei din vest știu să atragă fonduri europene. Statistica îi contrazice, dar sigur, când ai orașe construite de vechi imperii și modernizate și reconstruite cu banii tuturor românilor, îți dă mâna să spui acest lucru. Eu cred în continuare că domnul Hava la Alba Iulia a făcut un lucru normal modernizând din fonduri europene cetatea Alba Iulia, dar cetatea Alba Iulia arată cum arată datorită unui imperiu la momentul respectiv. Ea nu arată datorită domnului Hava. Iar pe fonduri europene, statistic vorbind, repet, regiunea Nord-Est trebuie să fie mândră și este fruntașă pe exercițiul 2007-2016. Vom vedea ce va fi pe exercițiul care tocmai se derulează. Asta depinde de actualii președinți de Consiliul Județean, de actualii primari, de actuala conducere de la ADR Nord-Est. Dar linia finală se va trage când se va trage. Deocamdată, pe 2007-2016, regiunea Nord-Est este prima
la nivel național ca absorție și e bine să știți acest lucru, chiar dacă unii vorbesc vrute și nevrute, că de fapt numai din vest, numai în vest știu să se atragă fondul și numai acolo se generează dezvoltare. Domnule doctor, spuneați de proiectul noastră cu Institutul Cantacuzino. Puteți face ceva în condiții în care el este trecut în custodia armatei? Se pot găsi soluții și investiții și în aceste segmente, pentru că vorbim, dacă vreți, de zone de vulnerabilitate, de accesibilitate la tratament. Și uitați-vă că până și Organizația Mondială a Sănătății arată recrudescența și nouă epidemie de rujeola la nivel european. Ținând cont că sunt niște probleme care țin de acces la medicamente și simplificarea procedurilor pentru a avea medicamente ieftine, sigure și bune pentru fiecare cetățean european, cred că se pot găsi acele fonduri prin care să se investească exact în ceea ce ne asigură siguranța din punct de vedere epidemiologic. Iar problema bolilor infecțioase și a bolilor transmisibile rămâne o mare problemă chiar și la nivel european. Și dacă mi este permis să fac și o paranteză, cred că toți colegii mei țin minte drama când ne s-au tăiat salariile. Au fost atunci mari probleme. Și când ne uităm pe anumite liste acolo mascați în spate, îi vedem exact pe cei care au făcut acest lucru. Eu am asumat atunci riscul de a fi dat afară dintr-un partid, de a trece prin niște chinuri pe care alții nu și l-au închipuit, iar și când am propus redeschiderea Cantacuzinoului. Să știți că am fost avertizat că dacă trec dincolo de legea de trecerea pieton s-ar putea să fie o vreo problemă, iar avocatul poporului mi-a răspuns foarte clar că sunt interese Big Pharma și interese imobiliare enorme pentru că acest institut standard, care poate să devină un brand național, să nu mai existe. Așa și atunci când am reușit să interzic drogurile de sinteză, etnobotanicele, iar primeam telefoane și mi se spunea că știm pe unde merge copilul la școală. Dar așa, știți, așa sunt eu, când e vorba de, colegii îmi spun Duracell, tocmai pentru că sunt neobosit și că pot rezolva probleme și că mă găsesc și la spital. Și... Nu e de văzut, că aveți și noi Duracellul nostru. Asta este foarte bine că mai aveți și o baterie de rezervă, dar cred că lucrurile pot fi făcute. Și dacă tot ne uitam și vă dădeam exemplu, de exemplu, Polonia. N-am văzut europarlamentar din acea zonă să voteze împotriva propriei țări. Și indiferent Ungare, de situație. Mergem la UPU Pediatrie să facem doi pași și cu asta basta. Și să știți, sunt absolvent de Bacovia. Știu foarte bine clasa lui Bacovia. Bacău rămâne pentru mine unul dintre cele mai frumoase orașe, nu numai că a fost toată copilăria mea aici. Părinții mei, tatăl meu a fost șeful secției de ginecologie, mama medic stomatolog. Aș putea spune rude în toată Moldova, iar eu sunt convins că și aici, dacă tot vorbim despre priorități, lucrurile o iau pe direcția corectă. Haideți să vedem ceea ce s-a făcut înainte și ceea ce a început să se facă. Și nu mai cred, știți cum, în minuni făcute peste noapte, ci în lucruri concrete, pe obiective, pe puncte care trebuie realizate. Așa sunt eu, așa am făcut și în Parlament. Punctual. Lucrez la urgență. Timpul este extrem de important, iar lucrurile sunt extrem de pragmatice. Și tot timpul am spus că eu consider a fi medic înseamnă chiar mai mult de cât a tratat pacienți. Înseamnă a încerca să tratez societatea, lumea, Uniunea Europeană, atunci când e nevoie. Pe element de minoritate, mama mea a fost stagiera domnului de Căciucă de Autoare. Lumea este extrem de mică, mai ales când vorbim de Moldova. Da. Da. Asta, cam asta. Mergem la... Mergem la UPU, la pediatrie. Haideți. Ca atare cu circuitul de anunț e mai intim. A fost are 600 milioane de euro care a făcut când a făcut banca mondială și tot
Da, am reușit și noi să atragem. Nu pot să lași asta, pentru că nu vă zic, dar e mai mult decât un hobby, e locul în care poți să faci bine. Și știți că multe lucruri, deci am zis că nu mă interesează ce face politica. Politicienii am văzut să ceartă, ne schimb politici de sănătate, lucruri care se pot face din acest lucru. Ambulanța când vine, se vine exact cu ușa din dreapta spre intrare, nu cum e acum, invers. Deci, aducea la transporta un copil pe aici, iar, pe dâmbâne, iar aici, aici sunt tot felul de proprietăți private. Noi am încercat prin comisie, prin procedura respectivă în comisie de negociere, am reușit în mare parte. E un singur proprietar care nu vrea să vândă, de pentru care o să mergem prin procedura de expropiere, încât prin asocierea cu Consiliul Local, cât mai repede posibil, așa cum vă zic și noi primar, poate până în toamnă, să putem face accesibilă această zonă și ambulanța să poată intra și cât mai rapid, fără prea multe inconveniente în tortocheri, să vină din strada principală să poată ajunge direct la urmă. Problemă. Omul acela nu trăiește în Bacău, care are această proprietate, nu are și el copii. Adică cred că se poate găsi o soluție. Sunt zeci de mii de prezentate. Nu vorbesc de partea finanțială. O să avansăm în discuții. Are afaceri în domeniul medical. Dar eu cred că aici va fi consens politic pe asigurare, pe expropiere și pe asigurarea unei căi de acces optime, pentru că vorbim de uneori poate viața unui copil atârnă de câteva secunde. Și nu cred că poate exista vreo problemă pe expropriere dacă pe comisie de negociere și cumpărare, vânzare-cumpărare cinstită și corectă nu se poate, se va alege calea expropierii. Voința noastră politică este de a merge înainte pentru a optimiza această cale de acces, care acum arată cum arată și, repet, uneori viața unui copil poate atârna de câteva secunde. Dacă era că era un nou de la... Sigur că asta, domnul, întârzie un pic, dacă ne înțelegeam și ar fi, ne-am fi înțeles prin comisie negocieri și ar fi vândut. Dar problema era rezolvată, nu mai trebuia să trecem prin procedura de expropiere, da? Asta e. Noi unul dintre proprietarii care vreau să vândă și nu s-a aprobat în Consiliul Județean vânzarea? Nu e unul dintre noi. Nu, aici e subit când Consiliul Județean se apropia de vânzare cumpărare, a fost cumpărat terenul de altcineva care are afaceri în zona medicală. Nu e o informație care să ne liniștească, dar e o informație care trebuie să ne întărească în acest demers de a asigura o cale de acces optimă pentru urgenții pediatrie copii. Eu nu cred că există obiectiv mai important sau mai fezabil pentru expropiere decât așa ceva. Nu cred. Dar să vedem ce vor zice și Consiliul Județean. Acum, noi de aia suntem oarecum și foarte încrezători și eu spun cu toată tăria că undeva în certe zi, luna decembrie, a trebuit să fie realizată această parcare. Practic, una dintre procedurile cele mai grele pe care le avem în țară este această procedură de licitație, de achiziție, practic, a constructorilor. Dar aici va interveni Societatea de Servicii Publice a Orașului, care și a demonstrat capacitatea, a putut să facă un parc de 2 hectare, eu zic, o suprafață mult mai mică, se va mișca mult mai repede și va fi o construcție care va fi realizată ușor. Politic, eu vă spun că e asumată ca decizie. Eu înțeleg că e bine să avem afaceri în domeniul medical, dar nu oriunde, oricând, oricum, și culmea într-o zonă în care deja spațiul este critic, spațiul liber este critic, și aceea politic PSD-ul și-a asumat această decizie de a merge înainte cu exproprieri, dacă pe calea negocierii au fost epuizate, pe calea negocierii și a înțelegerii a meadrei au fost epuizate toate căile.
nu vom avea niciun rabat din a merge înainte pentru optimizarea acestei zone care acum creează foarte multă nemulțumire pentru pacienții pe drum. Și probabil că ședințele de Consiliu Județean din iunie sau iulie vor sta mărturie la ce spunem acum. Noi am intrat pe un drum irreversibil. Unde vom ajunge depinde și de alții. Cam asta a fost. Mulțumim frumos. Ne mai vedem în perioada aceasta la Unești, cât mai repede să dăm drumul la pod. Sper să-și fac farmacie aici. La fața, asta este șoseaua, da? Și aici este partea din față de aici, care o vedeți cu albastru, da? Deci asta este zona, care zona trebuie privată, care trebuie expropiat. Da. Repet, dacă s-au epuizat toate, ce ai primit urgent? Toate căile pentru... Adică se răzgândește. Ați mai... văzut, domnul Ciuvodaru, a fi donat pe el. Poate, avem poate de surpriză. Dacă aia face niște... Să înțelegem că e un cui al UPP-lea, nu? Lăsăm în urmă la fără.